Leul moldovenesc crește atât față de moneda unică europeană, cât și în raport cu dolarul american. Așadar, pentru 10 iunie, BNM a stabilit un curs de 19 lei și 50 de bani pentru un euro, adică va fi cu 17 bani mai mic decât astăzi. Un dolar american va costa miercuri 17 lei și 29 de bani, respectiv va coborâ cu 7 bani în raport cu prețul stabilit pentru marți. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1740 de lei și îi vindeau cu 1745 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1975 de lei și erau vânduți cu 1980 de lei.